Echipa comună de control din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea a descoperit 1800 de țigarete ascunse în locurile destinate trusei medicale și a extintorului unui autoturism condus de un cetățean român. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, de origine din Bihor, s-a prezentat în vamă pentru efectuarea formalităților necesare trecerii frontierei pe sensul de intrare în România. În baza analizei de risc, echipa comună a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite, ascunse și nedeclarate în locurile destinate trusei medicale și extintorului, 1800 de țigarete de proveniență Republica Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura ridicării țigaretelor în valoare de 410 lei în vederea confiscării și sancționarea persoanei cu amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei.